Delia și Liviu și-au început weekendul împreună. Din seara aceasta până duminică seara au weekend împreună, câștigat la tascul secretelor. L-am văzut pe Liviu că a venit în dormitorul fetelor, erau foarte fericiți amândoi că pot fi împreună. Din seara aceasta până duminică seara vor sta împreună, dorm împreună. Am văzut că în casa băieților s-au pregătit băieții de film, iar pe Ionela o auzeam vorbind cu Albert și întrebându-l dacă vrea să facă împreună o prăjitură. Albert o întreba acum, pe bune, și Ionela îi spunea că da, este o prăjitură foarte rapidă, îi zicea că îi trebuie doar câteva fructe banane, ceva cacao cu ou, îi explica că le incorporează și cumva le pune la microunde, se mănâncă cu iaurt. Spunea că e ceva foarte rapid, l-am văzut pe Albert că i-a căutat ingredientele ce îi trebuiau, le întreba, îi întreba și pe băieți dacă au cacao și Onela s-a apucat să facă prăjitura. În livingul fetelor, toată lumea pregătită de film, am văzut că Delia și Liviu au ales să vadă filmul în casa fetelor, sunt acolo împreună pe canapea. Natalia și-a ales să doarmă în dormitor unde este și Maria. Delia, Antonia, Cristina, iar în dormitorul celălalt va dormi cu siguranță Ionela, pentru că acolo mai sunt paturi libere. Am văzut că i-au venit și bagajele Nataliei, la fel s-a întâmplat și la Ionela, i-au dus bagajele ceva mai devreme în casa băieților.